Prin modificarea sistemului electoral, conform schemei propuse de guvernarea PD-PSRM, se dorește instaurarea dictaturii în Republica Moldova. Noi nu știm încă care sunt detaliile târgului dintre cei doi. Noi nu știm de ce PD promovează o inițiativă care avantajează atât de mult PSRM, care contribuie plenar la venirea acestora la putere, în pofida faptului că PD rostește cuvântul Europa de 6 ori într-o propoziție. Dar vedem clar un lucru. Ei își doresc instaurarea dictaturii în țară. Le încurcă doar votul dumneavoastră. De asta vor să-și creeze condiții ca să-l poată frauda. Dragi cetățeni, să nu credeți că un regim autoritar și dictatorial se răzbună doar politic. Nu, nu este așa. Dictatura luptă cu toți cei care gândesc și se comportă diferit de ei. Îi deranjează și îi enervează oricine are alte opinii decât ale lor. Orice om care nu este de acord cu ei. Știu că simțiți deja primele semne pe pielea proprie. Pentru mulți dintre dumneavoastră este riscant să-și afișeze deschis simpatiile politice. Unii se tem să critique guvernarea în public, alții nu pot veni la proteste. Acesta este un început de dictatură. Astăzi nu le place viziunea politică pe care o aveți, partidul pe care îl votați, mâine nu le va place ce scrieți, ce vorbiți, ce gândiți sau cu cine vă